fost o experiență extraordinară pentru mine, pentru că de foarte mult timp n-am mai fost pe stadion să mă manifest ca un suporter. A fost o atmosferă extraordinară, a fost, cred că, printre puținele meciuri în care efectiv am uitat de... În general, când mă uit la meciuri, și probabil că și Leo are chestia asta, și ca orice antrenor ne uităm să vedem ce ne interesează pe noi. De data asta, nu știu, m-am uitat așa prin spectrul unui suporter, a fost o atmosferă extraordinară și am fost foarte fericit să fiu acolo lângă băieți. Din punct de vedere tactic, ce te-a impresionat? No, din punct de vedere tactic a fost o partidă excepțională făcută de băieți. Din punct de vedere defensiv au fost foarte compacți, s-au dublat foarte bine, au acoperit foarte bine toate zonele terenului. De foarte puține ori au lăsat spațiu și rare ori au fost situațiile în care un jucător a fost expus în situații de 1 contra 1. Într-adevăr, a fost un meci aproape perfect din punct de vedere defensiv. Și din punct de vedere ofensiv, atunci când am avut mingea, am încercat să punem probleme. Îl auzeam și pe Leo zilele trecute, un mare plus pentru noi a fost Drăguș, care a dat foarte mult timp echipei, de fiecare dată când s-a jucat pe el, a dat timp echipei, are capacitatea asta extraordinară să țină de minge, să dea timp echipei să urce, să câștige spațiu, a făcut un meci excepțional. Iar rezultatul, mă rog, a fost unul extraordinar pentru noi. Foarte puține sunt de spus atunci când câștigi 3-0, dar au fost foarte multe lucruri bune. Îți place mai mult la televizor sau în tribune să faci analiza unui meci? E clar că în tribune e cu totul diferit. E altceva. Să vede altfel. La televizor într-un fel, din tribună în altfel, de pe bancă în altfel, cu altă tensiune. E frumos în tribune, e frumos, mai ales când nu ai niciun fel de presiune, da, atunci e frumos. Fotbalul e frumos. Spune-ne despre Drăguș. Am auzit zilele trecute afirmând că Drăguș valorează 20 de milioane. A fost o părere personală și acum cred că rămâne la fel. Deci, din punctul meu de vedere, la ce sume se vehiculează în momentul de față în fotbalul european, dacă sunt jucători care sunt cotați la 80, 100, peste 100 de milioane, eu cred că și Drăguș, la ceea ce a arătat și a demonstrat chiar și în campionatul Turciei, cred că e un jucător care măcar 20 de milioane face. Pentru că a demonstrat împotriva Ucrainei că e un jucător de certă calitate. Are forță, are viteză, are îndemânare, chiar simți tactic. Mie mi-a plăcut foarte mult. Pe mine personal m-a impresionat și am spus, în momentul de față este un jucător aproape de neînlocuit în echipa națională. Deci echipa națională are nevoie de Drăguș pentru a juca de maniera care a făcut-o împotriva Ucrainei. Putem să facem rezultat și fără Drăguș, dar nu cred că putem fi la fel de puternici pe atac sau așa cum spunea și Ovidiu. Când dai mingea la Drăguș, rămâne mingea la tine, ceea ce e important. Colegii lui au avut timp să vină din spate, să susțină. În momentul în care dai mingea pe atacan și să pierde, mingea revine, iarăși presiune, echipa ta stă sub asediu și atunci e mai greu. La un moment dat îți pierzi și încrederea și puterea la un moment dat și fiind sub asediu nu mai ajungi la poarta adversă. Până la urmă, dacă vrei să câștigi, trebuie să marchezi. Asta e...